Bun găsit tuturor! Moștenirea genetică este vinovată de multe ori pentru apariția unor boli care, prin analize periodice și diagnostic precoce, ar putea fi prevenite sau tratate. Pentru asta sunt indicate testele genetice, un set complet de analize care identifică modificări la nivelul genelor sau al cromozomilor. Rezultatele confirmă sau exclud posibilitatea ca anumite anomalii să fie transmise generațiilor viitoare. Cu ajutorul testărilor genetice, specialiștii pot identifica eventualele modificări de la nivelul cromozomilor, genelor sau proteinelor. Astfel, rezultatul unui test genetic poate ajuta la identificarea riscului de a dezvolta sau transmite o boală înainte ca aceasta să producă simptome. Știm că există boli genetice cromozomiale, deci atunci când anumiți cromozom sau bucăți din cromozom ori lipsesc, ori sunt în plus, și există boli monogenice care afectează o singură genă. Pentru cele două mari categorii de boli genetice, avem două mari categorii de teste genetice. Deci pentru bolile cromozomiale avem teste genetice, teste citogenetice, așa se numesc. Aici, de exemplu, poate cel mai cunoscut este cariotipul. Prin cariotip putem să vedem câți cromozome avem, dacă avem mai mult cu unul față de cei 46 pe care îi avem în mod normal, și atunci am avea o trisomie. Sindromul Down, de exemplu, e cea mai cunoscută trisomie, e cea mai frecventă trisomie. Sau putem să vedem dacă un cromozom este în minus și atunci zicem că avem o monosomie. Monosomia X, de exemplu, e cea mai frecventă monosomie, e singura monosomie viabilă la om. Atunci când la o femeie lipsește un cromozom X în cei doi și avem sindrom Turner. Există și testele de genetică moleculară care depistează mutații la nivelul unei singure gene în bolile monogenice precum neurofibromatoză, hemofilie, fibroză chistică sau distrofii musculare. Totodată analizează paneluri care conțin mai multe gene cunoscute a fi implicate în diferite tipuri de cancere. Acestea sunt bazate în general pe reacția PCR. Este una din tehnicile de bază din genetică pentru care s-a și primit premiul Nobel la un moment dat de altfel și care ne permite să amplificăm părți din genom. Și atunci, prin aceste tehnici de genetică moleculară, putem să mergem țintit pe o genă dacă fenotipul, adică dacă manifestările clinice sunt foarte clare și știm exact în ce genă să ne uităm, sau putem să mergem pe o testare de tip multipanel în care poate avem o suspiciune de o boală genetică care poate să fie produsă de mutații în mai multe gene. Atunci e nevoie să analizăm toate acele gene. Aceste analize complexe ne pot oferi o imagine de ansamblu asupra propriului organism. Dacă testul a fost realizat pentru a confirma un diagnostic, rezultatele ajută la stabilirea și recomandarea unui tratament cât mai adecvat. Realizată în scop preventiv, testarea poate stabili dacă sunteți sau nu purtători ai unei gene mutante care poate declanșa boala ori se poate transmite ereditar. În primul rând, ne confirmă o suspiciune clinică. Deci avem confirmarea unui diagnostic prezumtiv, care a fost până la momentul respectiv pe bază clinică. Odată ce avem diagnosticul, asta ne permite poate să avem acces la un tratament mai bun, la un tratament mai țintit, mai specific, specific modificării genetice pe care o are pacientul respectiv. Bun, odată ce am confirmat boala genetică, să putem anticipa evoluția bolii. Pentru testele genetice efectuate cu viză profilactică, cum ar fi, de exemplu, pentru testele genetice de predispoziție la cancer, cancer de sân, de exemplu, sau la cancer colorectal. Aici, dacă aflăm că pacientul are o predispoziție către un anumit tip de cancer, este foarte important, ne ajută să facem partea de prevenție, partea de profilaxie. Testarea genetică este voluntară și se poate efectua prenatal sau postnatal. Aceasta însă trebuie să fie indicată fie de către medicul genetician, fie de către medicii de alte specialități.